Astăzi are loc a patra întâlnire a proiectului european Trade Provider. Este un proiect Erasmus Plus, care a început în 2017 și se termină în acest an, în 2019. Este un proiect care este axat pe educația adulților și avem parteneri din Grecia, Norvegia și Polonia. Practic, în acest proiect am făcut o analiză comparativă între sistemele de educație a adulților din aceste țări și sunt niște rezultate foarte interesante care vor fi prezentate sub forma unui articol științific într-o revistă prestigioasă indexată în baze de date internaționale. Partenerii astăzi o să discutăm despre modul de implementare a programelor de formare continuă și încercăm să identificăm exemple de bune practici pentru a ne dezvolta, pentru a implementa într-o mai mare măsură aceste tipuri de programe.